Ce înțeleg eu? Deci șansele ca el să izbucnească, dar la tot la un nivel de ăsta multilocal, multiproxy, e numai dacă lumile unipolare, adică Occidentul, pe care vrea să continue să-l păstreze, să-l preia ca hegemon, și cealaltă parte a lumii, adică lumea multipolară, nu se vor înțelege. Deocamdată, pentru interesele comune financiare și pentru fiecare cu retorica sa pe cele două părți, se înțeleg. Adică fiecare are de câștigat și are de făcut mai departe bani. Eu singura chestie vreau să adaug la ce ai spus tu. Că totul e până la America. De ce? Pentru că e foarte corect ce spui tu, că aici în Europa cam ajuns să plictisească și este paradoxal, adică chiar în zona care suntem foarte aproape de pildă și de focarul din Ucraina și de focarul din Israel, și pare paradoxal. În Statele Unite, pentru că spaima aia și COVID-ul, am explicat, COVID-ul, lockdown-urile, toate astea au fost psihoze cu mult mai mari decât s-au resimțit în Uniunea Europeană. Acolo există o chestiune care de la primul, al doilea război mondial și care este o chestie tabu pe care noi europenii nu înțelegem, pentru că la noi s-au derulat cele două războaie mondiale pe teritorii cu pierderi mari omenești. Acolo americanul de rând este ținut mereu de către guverne și de către autoritate și de gata acest popor să cedeze mult către securitate, autoritate și guvern, pe ideea că îi țin războaiele departe de American soil.